Dacă până acum programul de vizite pentru aparținătorii pacienților din Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu era extrem de accesibil, de câteva zile reprezentanții unității spitalicești au decis ca acesta să fie limitat. Motivul care a dus la această schimbare ar fi creșterea semnificativă a cazurilor de viroze respiratorii. În mod normal, programul de vizită al aparținătorilor la pacienți este de luni până vineri între 15 și 20, sâmbătă și duminică între 10 și 20, dar datorită epidemiei cu care ne confruntăm de gripă, acest program de vizită a fost redus la 3 ore, 15-18 în fiecare zi, respectiv 10-12 dimineața, sâmbătă și duminică și 15-18 după amiază, sâmbătă și duminica. Nu doar la secția de boli infecțioase a fost restricționat programul de vizite, ci și la celelalte secții din cadrul unității medicale. La toate secțiile din spital există acest program de vizită cu specificația că pediatria are un program de 16-18 vizită, ginecologia 15-17 ore de vizită. Și fiecare secție poate să-și stabilească propriul orar de vizită al pacienților internați în această secție. Pentru a avea acces în saloane, aparținătorii pacienților trebuie să fie echipați obligatoriu cu măști, pelerine și papuci de protecție.